Тиара Шьев, Олег Покалев, спортивный мотошек, квартира мобильер. Доминика Демняца, Дюбисей, Кани Уикенд. Там целение, Майгрев с тех пор не шла на тренамент. Даравен приятен, куноскуту на миг, карица и лат, ангажаменту, сомай бут. Касы ешла на тренамент по мун, брину в рейте углись с кольдем пач, с ежним кас, с вача тренамент. Кума мишич на тренамент ле антериоари ку Андрейсон на тем, респектива астази в Мюнхеном, стабилиться и не мая тренам пуцин ампреуна. Și asta e un motiv în plus de a ieși de a face antrenamentul, de a nu l-a amânat pentru că e mai târziu. În episodul de astăzi, noi cu Andrei vă vom vorbi despre rechizitele necesare pe care le folosim în antrenament. Pentru persoanele care fac notul doar pentru ei, nu sunt necesare așa. Adică e și not de plăcere, dar pentru sportivii, profesionali, amatori care vor să progreseze, să ajungă la anumite rezultate în timp, distanțe, ele sunt necesare. Rămâneți pe fir și acușul să reveniți. După cum v-a spus anterior, în episodul de astăzi o să vă povestim despre rechizitele, utilele care le folosim noi pentru a ne performa în nord. Andrei, da. Salutare! Salutare la toți! În două, trei cuvinte. În primul rând, sticla. Cu apă. Hidratare. Ochelari, ceea ce este important, scândurica, pentru a ne performa respirația și să ne antrenăm bine picioarele, paletele pentru mâini, ca să antrenăm bine mâinile, și cuboiul care punem între picioare să nu lucreze picioarele și tot să antrenăm mâinile mai bine. Pentru și sticla de apă e clar, pentru să trebuie să bei și e foarte important să te hidratezi. Ochelarii toți, știu toți, absolut pentru și ochelarii nu ești când cerem de voi. Scândurica, chic, pentru ce necesar Andrei, pentru mai în detalii așa să fie? Mai în detalii este a ne performa bine mușchii de la picioare și de a ține un echilibru în apă. Și dacă nu mă așa, să respectăm și un ritm anumit. Da, să respectăm un ritm și plus la toate acestea. Putem să utilizăm scândurica și să perfecționăm respirația. Când ținem scândurica în față, ne ducem capul în apă și facem exerciții de respirație, ceea ce este foarte important la anul. Fără respirație, o respirație corectă nu putem merge mai departe. Ok, cu scândurica am înțeles. Acum să vorbim despre paletele acestea. Dacă nu e corect, ele se îmbracă pe mâini. Da, paletele se îmbracă pe mâini. Să faci așa ca la broască, știi, ca să dai mai mult apă, da? Da, și în cazul ăsta, să mai mult lucrează mușchii de la mână, picioarele. În cazul ăsta, când folosăm paletele, folosăm și pălburi, care o punem între picioare. Și vedeți, picioarele, în cazul dat, nu lucrează deloc. Da, deloc nu lucrează. Și lucrează mai mult mâinile. Pentru ce avem nevoie să avem paletele, să fie un pic mai ușor și să... Adică apa ne dă rezistență, respectiv depunem un efort mai mare, din câte am înțeles. Și din câte am mai auzit eu și m-am uitat pe internet, folosim paletele astea la antrenamente. Pe urmă, când le scoatem și dăm sâmbătări, parcă ai zbura, ar fi foarte sira. Este așa senzația. Ați încercăm astăzi și să vedem o dată. Pe scurt au fost, este, dar continuăm antrenamentul nostru. Și dacă doriți să vă alăturați la noi, nu uitați, sunteți bineveniți oricând. Acum Andrei ne demonstrează cum folosim cuboiul care pune între picioare, ca să nu folosim picioare, și cu paletele să dăm de mâini pe totul.